Bună, ce armonie revarsă în cerescul tot. Acele patru făpturi divine îl laudă pe Creator. Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Dumnezeu, El Shaddai, rostesc la tron mereu. Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Dumnezeu, El Shaddai, rostesc la tron. Se închină spre tron și-a rugă lor cu noi. Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Dumnezeu, El Shaddai, rostesc la tron mereu. Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Dumnezeu, El Shaddai, rostesc la tron mereu. Iar tronul care ce sfânt domnește, e conjurat de un curcubel. Tot cosmosul azi dăinuiește, El Shaddai, rostesc la tron mereu. Sfânt, Sfânt, Sfânt e Domnul Dumnezeu, El Shaddai, rostesc la tron mereu. Cel ce-a fost, Cel care este, ce vine, sfânt e numele Său. Slăvit să fie Domnul! Amin! E un mare har să fim din nou în dimineața aceasta înaintea Domnului, pentru închinare și pentru împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului. Și îi mulțumim că ne-a dat acest mare har și mare binecuvântare să fim din nou împreună. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. De asemenea, slăvit să fie Domnul că și fratele John Botes în dimineața aceasta, după o operație destul de grea, Domnul a adus din nou în adunare. Glorie Domnului! Se îngrijește de noi și aduce aminte de noi și nu ne lasă. Așa cum spune în Ieremia, în 29:11, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de rocire. Venind înaintea Domnului, ne dă Domnul această parte bună a vieții noastre, să fim plini de pacea Lui când venim în casa Domnului și găsim pace când venim și ne audăm împreună, găsim pace în El, cu El, călătorind cu El, avem multă pace și acesta este un mare har. Pentru prima rugăciune doresc să citesc câteva cuvinte, chiar dacă nu este tocmai pentru prima rugăciune, pentru cină, dar ne este de folos. Avem două, zic eu, motive sau două împrejurări când ne amintim de moartea Domnului, de moartea și de învierea Domnului. Este cina Domnului și a doua este botezul. În ambele ne amintim de moartea și de învierea Domnului. În dimineața aceasta, pentru că astăzi ne împărtășim cu cina Domnului, Domnul să ne dea putere că de câte ori venim înaintea Lui,
prin cina pe care o serbăm vestind moartea, iertarea, învierea Domnului, amintindu-ne de El, de Mântuitorul nostru care a murit pentru noi și a dat viața pentru noi și ne-a răscumpărat, să credem că dacă stăm înaintea Lui, ne ascultă și ne și vindecă. Domnul să ne vindece de câte ori venim înaintea Lui și ne împărtășim cu pâine, ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului, Domnul să aducă aminte de noi, să facă semne și minuni în mijlocul nostru. La 11, la Matei 11, Domnul Iisus, El însă spunea câteva cuvinte foarte frumoase și aș vrea să vi le citesc și dumneavoastră pentru prima rugăciune. Citesc versetul 28 din capitolul 11. Veniți la mine toți cei trudiți și împovorați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți primi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. M-am gândit la cuvintele acestea, la versetele acestea care le-am citit, că Domnul Iisus, El însuși spunea să venim la El. Și este așa de bine, toți venim, numai noi, sunt milioane de oameni care vin la El în lume, așa și găsește odihnă și pace. Și El spune mai departe, în felul următor, venind la El, găsim odihnă și pace, plus de aceasta, putem să învățăm de la El că este blând și smerit cu inima. Este o zi prin care noi ne și mărturisim înaintea Domnului, pentru că venind să luăm cina Domnului, întotdeauna facem lucrul acesta și este bine că, chiar că facem atât de des, ne mărturisim mai des cu ocazia aceasta. Să luăm serios în inimile noastre îndemnul Domnului Iisus, că El a fost blând și smerit cu inima. Haideți să fim oameni blânzi, blând și bun, blând și smerit. Atunci când cineva este blând, este adevărat că este și bun. Când este smerit, nu poate să fie decât dacă este bun și blând. Să luăm cu seriozitate inima noastră acest fel de mărturisire și să ne întoarcem înaintea Domnului, să ne apropiem de El în smerenie și în blândețe, pentru că Domnul Iisus, El a fost blând pentru noi. Și ne-a dat o pildă de urmat. Având acest dar, această parte din Duhul Sfânt a blândeții în inima noastră, ne putem apropia de fratele. Eu vă pot ierta pe dumneavoastră verbal, că este omenește, dar dumnezeiește este diferit. Dumnezeiește, numai Duhul Sfânt o știe inimile noastre cât de mult te pot ierta în momentul când eu ție și tu mie ne-am greșit unul la altul. Este omenește să ne iertăm verbal, dar este dumnezeiește să ne deschide inima și să zic în inima mea acum fratele este un frate iubitor, plin de iubire. Este o diferență. Domnul să ne dea multă putere, multă tărie, să ne apropiem ca niște oameni blânzi, ca niște oameni plini de iubire, ca niște oameni care, într-adevăr, Duhul Dumnezeu poate să locuiască în inima noastră. Așa cum stăm pentru prima rugăciune, stăm înaintea Domnului, ne și rugăm ca Domnul să binecuvinteze întreaga lucrare în dimineața aceasta, dar ne rugăm ca Domnul să ne dea o inimă plină de blândețe, smerită, să fim oameni buni și plăcuți înaintea lui Dumnezeu și niște creștini născuți din nou. Amin. Așa cum stăm, ne rugăm Domnului.
Reocupăm locul și o dăm pe Domnul cu o cântare. Să spună ceea ce slab, eu sunt tare în Hristos, cel sărac eu sunt bogat, iar cel dor sunt sănătos. Vreau să spună ceea ce slab, eu sunt tare în Hristos, cel sărac eu sunt bogat, iar cel dor sunt sănătos. Osana, Osana, de-aș fi în adânc de măr, bucuros te voi lăuda, cu ale salvării cântări. Osana, Osana, binecuvântat să fie celui care a înviat. Binecuvântat să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Psalmistul, Psalmul 66 spune, versetul 20,
Binecuvântat să fie Dumnezeu, care nu ne-a lepădat rugăciunea și nu ne-a îndepărtat bunătatea Lui. În dimineața aceasta dorim să ne rugăm pentru familie bisericii. Voi citi aceste familii, după care dau încă o referință la Iosua, capitolul 24, versetul, ultima parte din 24, care spune: Cât despre mine, eu și casa mea voi sluji Domnului. Ajută-ne, Doamne! Amin. Cât despre mine, cât despre noi, toți dorim să slujim Domnului. Dorim ca Dumnezeu să ne cerceteze în dimineața aceasta, ne vor ruga pentru familiile bisericii. Dorim ca Duhul Sfânt să intervine în fiecare familie, în fiecare situație care este nevoie, unde este durere, unde este nevoie, unde este apăsare, unde este întristețe, Dumnezeu se transformă în bucurie, în pace și în liniște în familiile noastre. Familia pe care ne vom ruga este familia Câmpian, fratele Ghiuri și sora Cristina, și zicem că Domnul să-i binecuvinteze pe ei. Continuare, familia Ciupac, fratele Aurel și Simona, și zic ca Domnul să-i binecuvinteze și pe familia lor. Amin. Fratele Ciupe, fratele Nicu și sora Lidia, Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Și zicem ca Dumnezeu să binecuvinteze aceste trei familii pe care ne vom ruga în această săptămână care ne stă în față. Dar totodată, cum am zis, avem nevoie de prezența lui Dumnezeu în viețile noastre. Avem nevoie ca Duhul Sfânt să ne lumineze cum să trăim pe acest pământ și mai ales în familiile noastre. Să ne dea, cum am zis, pacea sa. Dacă în familia dumneavoastră nu este pace, dacă nu este liniște, dacă mai doriți și știți, Doamne, avem nevoie de prezență, avem nevoie de o rezolvare, avem un anumit lucru care ne apasă sufletul nostru. În dimineața aceasta putem să venim înaintea lui Dumnezeu, care a spus că nu ne-a lepădat rugăciunea, care ia minte la rugăciunile noastre, dar o rugăciune care facem cu o inimă deschisă înaintea Lui. Nu o rugăciune superficială, să fie doar așa să fie făcută, ci o inimă zdrobită care vine înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, am nevoie de Tine, am nevoie de prezența Ta, fără Tine nu sunt nimic. Fără Tine, Doamne, nu pot să fac, nu pot să plec din locul acesta până când Tu nu mă umpli, până când Tu nu mă transformi. Și dacă Tu nu vei face, Doamne, nu vreau să merg în continuare. Doamne, am nevoie de Tine. Aș vrea așa înaintea lui Dumnezeu să venim, pentru că avem nevoie de El. Avem nevoie de prezența Sa în lumea aceasta care suntem apăsați așa de greu. Și aici avem alinul, aici avem pacea în care putem să ne reîncarcăm. Și zic ca Duhul Sfânt să ne înviorează sufletele noastre. Și dacă suntem apăsați, frați și surori, Psalmistul 46:10 spune: opriți-vă, opriți-vă. Să ne oprim de toate lucrurile, să știm că Dumnezeu este Cel care este în control. Dumnezeu este Dumnezeul nostru. Să ne oprim din toate gândurile care ne apasă. Poate aveți gânduri chiar acum care vă apasă și spunem gândul acesta să fie mustrate. Și prezența Duhului Sfânt să ne lasă să putem să ne rugăm în pace, în credință și cu autoritate, crezând că Dumnezeu ne ascultă, frați și surori. Haideți să ne rugăm.
Ocupăm locurile și corul slăvește pe Domnul, după care din nou ne vom ruga. Evanghelia după Marcu, capitolul 3, citim astăzi. Iisus a intrat din nou în sinagogă. Acolo se afla un om cu mâna uscată. Ei pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să-l poată învinui. Și Iisus a zis omului care avea mâna uscată, scoală-te și stai la mijloc. Apoi l-a zis, este îngăduit în ziua sabatului să faci bine sau să faci rău? Să scapi viața cuva sau să o pierzi? Dar ei tăceau. Atunci, rotindu-și privirea cu mânie peste ei și mâhnit de împietria inimii lor, a zis omului, întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă. Fariseii au ieșit afară și s-au sătuit îndată cu irodianii cum să-l piardă. Amen. Dragii mei, acest
eveniment din viața Domnului nostru Iisus Hristos are semnificație profundă pentru noi cei care suntem cercetați de Duhul lui Dumnezeu. Ceea ce intrigă relativ la acest om, un om cu mâna uscată în suferință în sinagogă, și Domnul Iisus se afla acolo, în sinagogă cu el. Ceea ce intrigă să știi mai mult, să cunoști mai mult, să pătrunzi în mintea lui, este această tăcere a omului cu mâna uscată. Tăcere, pasivitate, complacere în suferință. Într-o vreme în care femeia cu scurgere de sânge se îmbulzește să atingă pe Domnul Iisus Hristos să fie vindecat. Într-o vreme în care orbul Bartimeu strigă din toată puterea lui după ajutor, după vindecare. Într-o vreme în care femeia greco-finiciană, deși era dezavantajată de originea etnică, dar se duce la Domnul Iisus Hristos și se roagă. Într-o vreme în care sutașii trimit pe farisei, du-te la învățătorii și spune-i că slujica mea este bolnavă, este pe moarte. Bolnavii se îmbulzeau să se atingă de Domnul Iisus Hristos, să intre în compania Lui, să intre în apropierea Lui. Omul acesta cu mână uscată, în sinagogă, în adunare, cu Iisus Hristos, stă acolo în suferință. Nu ia nicio atitudine, stă acolo. Stă acolo, deși bolnav, în suferință, în durere, stă acolo fără nicio atitudine. Doar tăcând și cu pasivitatea lui așteaptă să se întâmple ceva. De ce oare el stătea acolo fără să ceară vindecare, deși avea nevoie? Era ziua sabatului. Și în sabat, conform obiceiului și gândirii învățăturilor fariseilor, nu trebuia să se facă nicio vindecare. Omul acesta cu mâna uscată era prins în aceste două atitudini. Atitudinea dictată de rigiditatea legii lui Moise, nu se face vindecare în sabat. Și atitudinea aceasta dictată de flexibilitatea legii Harului Domnului Iisus Hristos, care te atinge în orice circunstanță. El era prins în aceste două atitudini și a ales să tacă. A ales să rămână în suferință, să tacă, să nu ceară vindecare. Și deviza lui, dacă pătrândem în gândirea lui, a fost: nu astăzi. Vreau vindecare. Vreau ca Domnul Iisus Hristos să se atingă de mine. Dar nu astăzi. Astăzi este sabat. Intru în conflict cu farisei. Nu astăzi. Omul cu mâna uscată alege tăcere, alege pasivitate. Mi-aduc aminte că eram în orașul unde am crescut eu și cineva îmi spunea, pentru că l-am văzut totdeauna plângând în rugăciune, și am spus: ce se întâmplă? Te pot ajuta cu ceva? Și l-a spus: nu știu dacă mă poți ajuta. Și mi-a spus drama sufletului lui. A fost o vreme în adunare când a simțit pentru prima dată și pentru ultima dată, a simțit atingerea Duhului lui Dumnezeu. I-a venit să ridice mâinile sus, să strige din toată puterea lui. I-a venit să facă ceva, să iubească frații, să-i strângă. A fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu. Și s-a luptat cu el însuși și a spus: nu astăzi. Nu astăzi, pentru că slujea la amvon cineva din familia lui. Și se gândea el: ce o să zică frații? Ce să zică frații, eu care n-am ridicat mâinile niciodată sus, nu mi-am ridicat niciodată vocea să mă rog cu voce tare, niciodată n-am făcut rugăciune. Ce vor zice frații dacă fac acum, când această persoană din familia lui slujea înaintea Domnului? Și a ales să tacă. A ales pasivitate. Și spune el: am zis atunci, nu acum, altă dată. Altă dată, Doamne, atinge-mă, era sub putere. Dumnezeu îl mișca, îl umplea cu Duhul Sfânt și el a ales să tacă, a ales pasivitate. Și spunea el: drama mea este că au trecut 15 ani de atunci, îmi spunea el, acum sunt mai mulți ani.
15 ani și n-am mai simțit niciodată atingerea Duhului Sfânt. Pentru că atunci când a fost sub putere și sub atingerea Duhului Sfânt, a spus, nu astăzi. Era prins între aceste două extreme și a zis, subiectivismul meu îmi dictează, nu astăzi, ce o să zică ceilalți? O să spună că fac atmosferă pentru că cineva din familia lui slujea acolo. Și a tăcut. Și de atunci încolo au trecut 15 ani și n-am mai simțit niciodată atingerea Duhului Sfânt ca atunci. Dragii mei, sunt mulți neputincioși care ne identificăm cu acest om cu mâna uscată. Domnul Iisus Hristos rupe această rigiditate a legii lui Moise și spune, ridică-te și vină în mijloc. Ridică-te și vină fără să ceară el. Fără să ceară vindecare. Domnul Iisus Hristos arată modalitatea asta care trebuie să existe în viața noastră. Să ieși din această rigiditate a subiectivismului tău. Și a spus, ridică-te și vină în mijloc. Nu te interesează, nu trebuie să te intereseze ce spun fariseii. Tu ridică-te și vină în mijloc. Și a fost vindecat. Dar de atâtea ori suntem și noi așa. Nu astăzi. Las că vină altcineva. Nu astăzi. Ăsta-i noștri, sunt autohtonii noștri. Nu astăzi. Altă dată, când vine altcineva. Dragii mei, omul cu mâna uscată a fost vindecat prin mila și harul Domnului Iisus Hristos. Datorită flexibilității legii harului Domnului Iisus Hristos, care spune că ești atins de Duhul lui Dumnezeu, indiferent de circumstanțe. Așa cum vrea El, cum vrea Dumnezeu, când vrea El și unde vrea El, El vrea să te atingă. Dar cu scopul ca să ieși din rigiditatea subiectivismului tău. Amin? Amin. Luați aminte și eu și voi. Când Duhul lui Dumnezeu și Iisus Hristos trece pe aici, nu fiți subiectivi în gândirea voastră. Nu astăzi. Nu astăzi. Sunt autohtonii aici. Altădată, când vine altcineva, nu astăzi. S-ar putea să nu mai experimentezi niciodată atingerea Duhului Sfânt. S-ar putea ca niciodată ca acest om, prieten al meu, om în vârstă, care a căutat în continuare și caută din nou atingerea Duhului Sfânt, doar pentru că a spus, nu astăzi. Ce o să spune ceilalți? Nu astăzi. Vă rog să vă ridicați pe picioare. Și haideți să ne rugăm pentru noi toți. Doamne, sunt aici la dispoziția Ta. Atinge-mă când vrei Tu, de cine vrei Tu, ca să fiu motivat și unde vrei Tu. Fă lucrul acesta în viața, dar atinge-mă. Atinge-mă, pentru că am nevoie de atingerea Ta. Avem nevoie de vindecare. Haideți să ne ridicăm glasul și să strigăm către Dumnezeu. Pentru cazurile de boală, cele mai vechi cazuri de boală. Sora Regina, sora Mărioara, sora Victoria. Și până la cel mai nou caz de boală, fratele Gabriel Crișan, care ieri a fost dus de urgentă la spital. Să ne rugăm, Doamne, lasă harul Tău. Rupe Tu, Doamne, legăturile acestei rigidități a subiectivismului și atinge-ne Tu când vrei Tu, unde vrei Tu și de cine vrei Tu. Amin. Amin. Ne rugăm cu toți împreună și cerem lucrul acesta și Dumnezeu să asculte glasul nostru. Amin.
Rămânând în picioare, vă invit să deschidem cuvântul Domnului la pagina 956 și din Evanghelia după Matei, citim din capitolul 26, versetele cuprinse între 26 și 29. Matei, capitolul 26, începând cu versetul 26. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. Amin. Dorim să ne rugăm Domnului în continuare și să cerem binecuvântarea Lui și peste acest cuvânt. Cuvântul Domnului, de fapt, este un cuvânt binecuvântat, adevărat, cu putere, plin de putere, autoritar, cuvânt prin care a fost făcut cerul și pământul. Este atâta putere în cuvântul lui Dumnezeu, până acolo că spune Domnul Iisus, căci nici măcar o iotă nu va trece din cuvântul Lui, fără să se împlinească. Dar acest cuvânt dorim să fie de folos în inimile noastre. El poate să creeze ceruri și pământ, dar să nu schimbe inima noastră. Și atunci pentru noi înseamnă o pierdere veșnică. Ne rugăm Domnului ca acest cuvânt să lucreze în inimile noastre. Ca întotdeauna când ni se vestește cuvântul lui Dumnezeu, să lucreze în noi mântuire, redresare, înnoire pentru Dumnezeul nostru. Așa cum stăm, din nou ne rugăm Domnului ca Dumnezeu să binecuvinteze acest cuvânt, să binecuvinteze cântările de laudă care vor fi cântate în ziua aceasta și toate împreună să facă parte dintr-o închinare care să fie plăcută și primită înaintea Dumnezeului nostru. Amin. Ne rugăm Domnului. Amin. Vă invit cu respect să reocupăm locurile. Iată-ne din nou înaintea Domnului în dimineața aceasta, motiv pentru care suntem datori să-i mulțumim și cred că în rugăciunile noastre, parte din ele, am adus și mulțumire înaintea lui Dumnezeu, recunoscând bunătatea și dragostea care și-a arătat-o față de noi până în ziua de azi. Domnul să fie slăvit pentru aceasta. Și acum se spunea de dimineață, suntem la un timp de părtășie, la cina Domnului. Și fratele Vasile spunea că lucrul cel mai important care îl mărturisește acest act, care îl facem împreună înaintea Domnului, este moartea Domnului nostru Iisus Hristos. Vorbește atât de grăitor despre aceasta și de fapt este și o poruncă, pentru ca ori de câte ori suntem la masa Domnului să vestim moartea Domnului până va veni El.
Dar totodată acest eveniment ne vorbește foarte deslușit și real despre o unitate la care trebuie să ajungem, o unitate desăvârșită. Și Apostolul Pavel spunea în Corinteni, în capitolul 10, 1 Corinteni, versetul 17, că având în vedere că este o pâine la cină, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. În al doilea rând ne vorbește despre o unitate, o unire desăvârșită. Ieri, mulți frați de aici și mulți români am fost la o întâlnire în Kingsway Park cu ocazia sărbătorii naționale a României, când România și-a primit și ea un contur, granițe, un nume, anumite principii după care s-au orientat. Atmosfera de acolo a fost o atmosferă frumoasă, plăcută. Mi-a fost drag să privesc românii de acolo, mulți. Mulți dintre ei în costume naționale. Eu, știți, sunt un pic naționalist, nu politic, nu rasist, nu politic, dar îmi place să iubesc neamul meu. De altfel, nu cred că greșesc acest lucru, pentru că și Apostolul Pavel a spus categoric la o lume întreagă de cel puțin 2000 de ani că el își iubește neamul lui. Și cred că și eu, dacă spun, nu greșesc și nu-i niciun păcat. Dar mi-am dat seama, privindu-i, că îi cunosc pe atât de puțin, poate din cei care nu fac parte din biserica noastră și n-au făcut parte din biserica noastră, poate o treime dacă am cunoscut. Ceilalți, atât de puțin. Și noi, toți câți eram acolo, vorbeam despre o zi a unirii și de atunci România a rămas unită. Aspectul acesta al unirii poate este o realitate și pentru noi. Când vorbim la nivel de biserică, unire înseamnă desăvârșire, în cunoaștere, în apropiere, în relații, ceea ce la nivel național nu s-a realizat. Dacă vă uitați bine în istoria noastră, și acum sunt dispute de locuri, și acum sunt dispute de regionalisme și așa mai departe, nu intru în alte detalii. Vreau să spun ce ne privește pe noi și unde vrea Dumnezeu să ajungem când e vorba de unitate, când e vorba de unire. Unirea trebuie să plece de la nivel de individ. Știți că în ființa fiecărui om, a mea și a ta, există un război, o dispută. Totdeauna există o dispută și în mine însumi trebuie să fie unire, unitate în ceea ce sunt eu. Dacă vreți să fiți de acord cu mine, gândiți-vă că atâta timp cât persistă cele două lupte și cu cât ele sunt mai intensive, avem o greutate în a lua decizii. Mereu în mine sunt două păreri, una spune da și alta spune nu. Și ca să iau o decizie personală în lăuntrul meu, există o luptă care duce până la un stres care poate să fie fatal. Cum se poate ajunge la o unitate personală lăuntrică? Fiecare gând, gândurile noastre care se luptă împreună și din care este rezultatul deciziilor, spune Apostolul Pavel că trebuie să-l facem rob ascultării de Hristos. Când gândurile noastre împărțite își găsesc un numitor comun, adică rob ascultării de Hristos, atunci în sufletul meu, în inima mea, la nivel de individ, se face pace și unitate. Urmează apoi familia, cel mai apropiat cerc de persoana mea fizică, familia, soția, copiii, și trebuie să existe acolo unitate. Poate să existe o familie care locuiesc în aceeași casă și să nu fie unitate? Sigur că se poate. Copilul pe telefon, fata pe internet,
mama la bucătărie și tata, să dau exemplul meu, mai studiez newsurile. Și patru, dintr-o dată, într-o casă, fiecare este cu compartimentul lui, măcar că suntem încadrați în același perimetru, care este de fapt perimetrul familiei. Ce trebuie să facem? Trebuie să ajungem la o unitate în comunicare, în apropiere, în relații și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Și apoi vine la nivel de biserică. La nivel de biserică toți propovăduim o singură Biblie. Mai nou se mai propagă printre noi să folosim versiunea nouă. Versiunea nouă mi se pare un pic ne la loc, pentru că nu corespunde cu cea care o studiez de cel puțin 40 de ani și totdeauna când văd ceva nou, schimbat, mi se pare că nu e la loc. Dar nu aceasta este important. Cel mai important lucru care, adică important în sensul neplăcut, este că privind și citind aceeași Biblie, avem părerile împărțite. Și la un moment dat ne dăm seama că fiecare este cu interpretarea lui, cu gândul lui, cu problema lui, cu latura lui, cu credința lui. Și Dumnezeu vrea unitate. Și atunci când vorbește despre unitate, vorbește în Epistola către Efeseni Apostolul Pavel, că noi trebuie să ajungem toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la statura de oameni mari, fără să mai fim copii plutind încolo și încoace, mânați de orice vânt de învățătură. Acesta era cuvântul lui Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel constată că nu toți avem aceleași păreri, dar vine cu o soluție și spune el așa: în lucrurile în care am ajuns de aceeași părere, să umblăm la fel. În celelalte, nu zice să le neglijăm, dar exista o nădejde că Dumnezeu ne va lumina și tot vom ajunge la un numitor comun, la o unitate în credință. Dumnezeu să ajute biserica lui să ajungă la nivelul acesta de unitate. Sigur, apoi urmează unitatea națională, dar închipuiți-vă că dacă de la nivel de individ, la nivel de familie, la nivel de comunitate, biserică, nu se rezolvă unitatea, putem vorbi de una națională? Nici departe. Acolo implică multe alte lucruri. Și Dumnezeu vrea și aceasta, de aceea ne invită ca biserică să ne rugăm pentru dregătorii, pentru cei înălțați în dregătorii, pentru cei care ne cârmuiesc și așa mai departe, pentru ca sub ei să putem duce o viață pașnică și liniștită, cu frică și temere plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și aceasta trebuie să ne aducem la această unitate comună, națională, aportul și noi, cel puțin prin rugăciuni, dacă nu avem un alt cuvânt de spus. Dar Dumnezeu să ne ajute să începem de la noi înșine. Și până vom ajunge la nivel național și, dacă se poate, și internațional, că și acolo Dumnezeu are o singură voință cu toți oamenii din lumea întreagă, din orice naționalitate, limbă sau neam. Ei vrea pe toți mântuiți. Și unitate înseamnă mântuiți în Hristos Iisus Domnul nostru. Domnul să lucreze la toate acestea. Amin. Vă spun în dimineața aceasta încă o dată împreună cu frații care au spus deja bine ați venit la casa Domnului, dorind ca binecuvântarea Domnului să fie revărsată și în ziua aceasta peste fiecare din noi. Ascultăm în continuare cântări pentru slava Domnului. Corul slăvește pe Domnul cântând, după care fratele Ben și Adriana Bădiță vor slăvi pe Domnul cântând.
Să verse și roaie de
lacrimi și spală-mi, Iisuse, tot ce am trăit prin necura nopții de patit. Mai dă-mi pocăință în sufletul meu, dă-mi har și credință deplină. Smerenie sfântă mai dă-mi tu mereu, să umplu pe căi de lumină. Mai iartă-mi, Iisuse, tot cât ți-am greșit, că nu este om fără vină. Și-nvăluie-mi dulce tot Duhul zdrobit și-n pace iertării. Dă-mi o speranță în sufletul meu și îmbracă-mă în haina noirii și ia-mă cu tine, Iisuse, la greu, să scap de ispite. Lasă-mi, Iisuse, suspinul trudit, plecat în genunchi să te cheme. Mai iartă-mi, Iisuse, piciorul greșit și îndreaptă-mi umblarea. Dă-mi o lumină în sufletul meu, din sfânta și dreapta credință. Unește-mă veșnic, Iisus Dumnezeu, cu Maria și sfânta. Credință deplină, smerenie sfântă, mai dă-mi tu mereu, să umblu pe căi de lumină. Un grup va slăvi pe Domnul cântând. După cântarea grupului vom cânta toți împreună Domnului și în același timp vom dărui Domnului și darurile noastre de bunăvoie. Avem căminul din Solonț, un caz permanent care totdeauna este pomenit la cină și la care contribuim. Radio Vocea Evangheliei din România, Timișoara. Domnul să binecuvinteze inimile noastre să fim alături de aceste două cazuri permanente. Amin.
Pe lângă acestea avem o solicitare în disperare a fraților din Italia, din Mirandola, de unde vine Sergiu. Zona aceea este o zonă foarte aproape de zona cutremurilor și chiar și acolo au fost cutremure devastatoare care au distrus. Frații din zona aceea, mai mulți la început și mai puțini în ultima perioadă de frica cutremurilor și pentru că mereu se scutură pământul acolo, au plecat din zonă. Frații din zonă a încercat să-și cumpere o biserică, au cumpărat-o, o clădire care trebuie renovată, modificată pentru ca să se poată aduna în ea și a surprins momentele acestea nici gata și cumpărată când zic, cu bani împrumut, la care trebuie rambursat lunar morghiciu, pe lângă aceasta modificările și cu toate aceste greutăți, frații, unul câte unul, pleacă, de frica cutremurelor. Frații de acolo ne-au solicitat, dacă putem să-i ajutăm cu ceva, haideți să fim alături de frații aceștia. Ei nu poate apela nici la România, nici în alte părți, dacă suntem în străinătate, aduceți-vă aminte când noi am trecut prin greutăți și când nimeni nu este dispus să ajute o biserică din Australia, una din America sau una din Italia. Spune că acolo frații sunt bogați, în ghilimele. Apoi mai avem o solicitare a unei biserici din Foieni, județul Timiș, o biserică mică, formată mai mult din bătrâni, pe care i-a surprins iarna ca toate iernile cu greutăți extra. Lemne de foc, care sunt foarte scumpe în zona aceea, plus alte cheltuieli care solicită perioada de iarnă, fie și curent, bilul de curent este mult mai umflat, mult mai mare decât în alte cazuri, în alte luni de vară, de exemplu. Celelalte cheltuieli care sunt și frații de acolo ne solicită să fim alături de ei și să-i suportăm în aceste cheltuieli. Dorim să slăvim pe Domnul cântând, dar totodată cu inima, gândindu-ne la toți aceștia și să contribuim pentru ajutorul lor. Deci grupul, după care cântarea în comun, după cântarea în comun, Domnul să binecuvinteze din nou corul care va slăvi pe Domnul cântând, apoi Domnul să binecuvinteze cuvântul lui care va fi rostit în dimineața aceasta prin fratele Benefițui. Atât cuvântul cât și mesagerul să fie binecuvântați de Domnul. Amin. Sacrifice that saved.
the blood is my victory. Save your son.
orice simțire, l-am pe Iisus. Asta mă face așa voios, că sunt oșteana cerului înalt și mântuire eu am aflat. În veci cânta voi că-s fericit, acum prin Iisus sunt mântuit. Deci aceasta voi cânta eu, laud pe Iisus, că e al meu. Inima mea acum bucurie, cu Iisus una vrea să fie. Pacea-i în mine locuiește, harul lui mă veselește. În veci cânta voi că-s fericit, prin Iisus sunt mântuit. În veci aceasta voi cânta eu, laud pe Iisus, că e al meu. Ce fericire, pace sfântă, pe brațele lui am odihnă. Aș știe bine, o știu și eu, Iisus viața este al meu. Veci cânta